Bună seara! În emisiunea România Nouă, difuzată pe televiziunea națională în 26 iulie 2021, s-au făcut mai multe afirmații false însinsultătoare în legătură cu persoana mea, în legătură cu activitatea mea. Pe marginea prezenței fostului președinte al PSD, infractorul Liviu Dragnea, eliberat condiționat din penitenciar la Direcția Națională Anticorupție. Prima precizare pe care vreau să o fac în virtutea dreptului la replică este că toată activitatea mea la Direcția Națională Anticorupție este filmată. Este pe canalul meu de YouTube. Acest material Dragnea face tămbălău la DNA de 46 de minute. A filmat, în acest material se vede cam tot ce am făcut eu acolo. Veți vedea că n-am țipat la nimeni, n-am scuipat pe nimeni, nu am făcut nimic altceva decât să documentez cele ce se întâmplau acolo în calitate de jurnalist independent. Sunt jurnalist din 1994, absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara. Am lucrat în mai multe redacții până în 2017, când am devenit jurnalist independent. Toată activitatea mea este accesibilă publicului pe canalul meu de YouTube. Sunt finanțat direct de către cei care mă urmăresc, veniturile mele fiind transparente, veniturile la zi. O simplă căutare Google poate să lămurească pe oricine cu privire la calitatea mea de jurnalist și cu privire la CV-ul meu. Informații pot fi găsite și pe blogul meu, unde apar toate locurile de muncă în care am lucrat. De altfel, am lucrat cu domnul Ion Cristoi la evenimentul zilei și pe pagina editurii Humanitas, unde am publicat două volume de jurnalist de investigații. În mod incorrect, domnul Ion Cristoiu a asociat imaginea mea cu imaginea revoluționarului Marian Ceaușescu, spunând că suntem doi huligani care am face fel și fel de prostii, am scuipa oamenii pe stradă, am fi chiar infractori. N-am niciun fel de legătură cu Marian Ceaușescu. Activitatea mea de jurnalist independent nu implică niciun fel de colaborare cu Marian Ceaușescu. Întâmplător, din când în când, l-am întâlnit pe la proteste. Nu pot comenta activitatea lui, pot doar să vă invit să intrați pe canalul meu de YouTube și să vedeți activitatea mea profesională. Nu am fost niciodată trimis în judecată, n-am cum să fiu infractor, n-am comis niciun act de huligani și nu am scuipat pe nimeni pe stradă. În timpul maratonului civic rezist, de mai multe ori, activitatea mea jurnalistică a fost supusă controlului instanțelor de judecată, pentru că jandarmeria m-a amendat abuziv. Eu am deschis procese civile, n-am timp să vă prezint toate procesele, ăsta este dosarul cu toate sentințele. 99% din cazuri, instanțele de judecată au constatat că jandarmeria m-a amendat abuziv și că eu n-am făcut nimic altceva decât să-mi exercit onest profesia. Trei hotărâri civile, sunt foarte multe, n-am timp să le citesc pe toate. Trei hotărâri civile, foarte pe scurt, hotărârea civilă din 22 mai 2019, Judecătoria Sectorului 5 București, spune expressis verbis: instanța are în vedere calitatea petentului de jurnalist, situație față de care jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat în mod constant faptul că măsurile dispuse față de reprezentanții presei în exercitarea profesiei trebuie examinate în amănunt. În cauză, petentul în calitate de ziarist se afla la locul unde se desfășura un protest autorizat. Hotărârea Tribunalului București din data de 24 octombrie 2018 spune în formă definitivă: petentul nu a acționat ca un protestatar, nu a scandalozit, nu a purtat vreo pancartă sau vreun drapel și nu și-a manifestat în niciun fel nemulțumirea, limitându-se a observa, intervieva și transmite opiniile celor care protestau. Tribunalul reține dreptul jurnaliștilor de a culege informații cu privire la evenimentele de interes public. Hotărârea Tribunalului București din 3 aprilie 2019 spune în final: probele video depuse de petent întăresc convingerea instanței că petentul a manifestat o conduită în sensul exercitării profesiei de jurnalist, nu pentru a provoca pe alți participanți. Toate afirmațiile domnului Ion Cristoiu cu privire la persoana mea, cum că n-aș fi jurnalist, cum că aș fi huligan, sunt pure fabulații și informez public că îl voi acționa în instanță pentru aceste afirmații.